Numai puțin de 230 de mașini semnalate furate sau căutate de autorități au fost depistate de polițiștii de frontieră anul trecut, în cele mai multe cazuri fiind vorba despre bolizi de sute de mii de euro. În 11 luni ale anului 2019, în urma misiunilor desfășurate în punctele de trecere a frontierei și în zona de competență, polițiștii de frontieră au descoperit 230 de autovehicule semnalate furate sau căutate de autorități. Principalele țări de unde proveneau autovehiculele aflate în atenția autorităților, care au fost depistate la frontierele României, sunt Germania, Italia, Franța, Marea Britanie, dar și România, cele mai multe mașini depistate fiind din categoria autoturismelor de lux și de mijloc. În majoritatea cazurilor, cei care se aflau la volan mașinilor respective au declarat pe timpul cercetărilor că nu știau că autoturismele se află în atenția autorităților ca fiind furate, ei fiind doar cumpărători de bună credință. Alții au susținut că au primit o sumă de bani pentru a transporta mașina în România și, la fel, nu cunoșteau că aceasta se află în atenția autorităților. Se arată într-un comunicat de presă remis de Poliția de Frontieră. În toate cazurile, mai anunță polițiștii de frontieră, șoferii au fost cercetați pentru infracțiuni de tăinuire, iar la finalizarea cercetărilor au fost dispuse măsurile legale.